capacitatea melcului de a-și purta casa pe spate simbolizează autosuficiența și adaptabilitatea. Ne amintește să fim independenți și să ne adaptăm la schimbările din viață. Mitologia pădurilor este o fereastră către lumea mistică și sălbatică a naturii, unde spiritele și zeițele veghează asupra vieții și a ciclurilor naturii. Haiducul Wild este un canal de YouTube care se concentrează pe filme educaționale. De asemenea, Haiducul Wild are și prezență pe TikTok, unde împărtășește conținut interesant. Dacă sunteți pasionat de explorarea naturii și învățarea lucrurilor noi, vă recomand să urmăriți conținutul creat de Haiducul Wild pe aceste platforme. Așadar, trebuie să aveți mare grijă la șerpi, în special la vipere. Stai cu minte. Deci aveți grijă unde campați și unde vă așezați. Să dăm drumul. În România, viața sălbatică este bogată și diversificată, oferind o gamă largă de specii care trăiesc în diferite medii naturale. Pădurile din România reprezintă un patrimoniu natural de o importanță vitală. Aceste ecosisteme nu sunt doar surse de lemn, ci și locuri în care numeroase specii de plante și animale trăiesc în armonie. Ursul brun este un animal cu o capacitate deosebită de adaptare la mediu, ajutat de două supersimțuri, cel al auzului și cel olfactiv. E capabil să detecteze sunete foarte fine, între 16 și 20 de herți, și ne poate auzi chiar și de la 300 de metri. Mirosul este arma de bază a ursului. Haiducul Wild, cunoscut și sub numele de Cătălin Sandu, este un activist de mediu din județul Prahova. El militează pentru protejarea pădurilor din România și luptă împotriva tăierilor ilegale. Prin trimiterea de imagini și filmări cu hoții de lemn, a contribuit la prinderea lor în flagrant. Eforturile sale sunt esențiale pentru conservarea mediului și combaterea distrugerii naturii. Haiducul Wild ne inspiră să acționăm pentru protejarea mediului și să contribuim la un viitor mai bun pentru planetă. Prezența unei furnici este adesea privită ca un mesaj de a rămâne răbdător și constant, chiar și atunci când lucrurile sunt dificile. Furnica este de asemenea considerată un ghid, conducând oamenii către calea cea bună printr-un labirint de provocări ale vieții. Mitologia florilor este o temă fascinantă în care se împletesc legende și semnificații adânci. Aceste flori nu sunt doar simple plante, ci și purtătoare de semnificații profunde în artă și mitologie. Ele ne învață că frumusețea și fragilitatea pot ascunde întregi povești și înțelesuri. Dacă dorești să afli mai multe, poți consulta cartea 1000 de simboluri, semnificația formelor în artă și mitologie, scrisă de Rowena și Rupert Shepherd. Dintre numeroasele probleme ecologice pe care am ajuns să le conștientizăm cu durere în ultima vreme, se află și scăderea biodiversității sau, cu alte cuvinte, dispariția treptată a plantelor și a animalelor cu care ne-am obișnuit să conviețuim. Războiul împotriva distrugerii biodiversității s-a îmbogățit cu două noi arme de luptă, care reprezintă propriu-zis instrumente de informare. Primul este portalul web intitulat Sistemul European de Informații privind Biodiversitatea, prescurtat BISE, rod al colaborării dintre Directoratul General pentru Mediu din cadrul Comisiei și Agenția Europeană de Mediu.
România ocupă un loc special în Europa în materie de biodiversitate, păduri și viață sălbatică. Aproximativ 35% din suprafața României este acoperită de păduri, un patrimoniu natural cu o valoare ecologică inestimabilă. Sunt păduri care găzduiesc mii de specii de animale și plante sălbatice, multe dintre ele dispărute în vestul Europei. Pădurile și speciile de floră și faună pe care le adăpostesc se află însă deseori sub amenințare. În ultimele decenii, acțiunile noastre au dus la distrugerea habitatelor unor specii sălbatice, forțându-le să caute hrană în proximitatea așezărilor umane. Îmi aducem aminte prin 1985 chiar până în 88, fondul forestier, inclusiv ocoale silvice, vânătorii, aveau obligația de a duce în pădure, în anumite locuri, hrană. Și anume, erau animale care erau bolnave și nu se putea prelucra la abatoare, le duceau în pădure pentru a deservi hrană la animale, la animale sălbatice. Mai este o problemă foarte majoră, vânatul ilegal, adică braconaj. Mă refer strict la mistreț, pentru că ursul, iată, vânează, da? Este până la urmă un animal omnivor și mănâncă și carne și plante și așa mai departe, dar nemai având latura asta, mistrețul, căpriorul în pădure, automat că caută de mâncare și se duce către zonele unde sunt locuite de oameni, unde găsește o oaie, un porc și pleacă liniștit în pădure. Un rol foarte important în combaterea defrișării ilegale a pădurilor și în inițiativele de împădurire și protejare a vieții sălbatice îl au reprezentanții societății civile. Încurajez asociațiile de mediu să-și continue demersurile și să vină în completarea efortului autorităților publice de a ne proteja patrimoniul natural. Este esențial ca societatea civilă, media și cetățenii să rămână vigilenți și implicați activ în protejarea pădurilor și a vieții sălbatice.